ani Fanai Macabrului. Mi-am scormonit trecutul încercând să descoper acțiunea poveștii din această seară. Iar când am dat de relicve, mi-am dat seama că istorisirea ce va urma ar fi pe gustul unei mumii. Deci adunați-vă la oaltă, micuților, și eu vă voi dezvălui mistere înspăimântătoare. Povestea se numește Înfășurat în spaime. Înfășurat în spaime. Una din procedurile antice de mumificare era îndepărtarea creierului printre nări. Am rău de mașină, iar tu nu mă ajuți deloc, Russell. Scârbos, nu-i așa, Arnold? Hei, Naomi! Ți-am adus un cadou! Yum! Bun! E de ciocolată, Naomi. Se găseau la Dilly Shop în oraș. Foarte amuzant, Arnold. Relaxează-te, stresat-o. E doar o glumă. Mai avem mult, doctore Mahdi. S-a oprit pur și simplu, fără motiv. Ce ciudat. Nu mai funcționează nimic. Ia priviți! Marea piramidă. Ba nu. Un cort? O vechitură de cort? Lăsați-mă pe mine, nu părăsiți autobuzul. Bună, eu sunt doctor Mahdi. Predau istoria antică în America. Stil. Am venit împreună cu elevii mei pentru a vizita Marea Piramidă. Ați luat-o pe drumul greșit, doamnă. Au! Colegul meu, domnul Gable. Doctore Mahdi, priviți! Wow! Un mormânt! Un mormânt adevărat! Știți cumva al cui este mormântul acesta? Ikamukama. De unde ai știut? Nu am știut, adică am știut, dar nu știu cum. Ikamukama. Majoritatea istoricilor cred că nici n-a existat vreodată. Aceasta este o descoperire foarte importantă. Mașina e distrusă, ca și autobuzul vostru. Ciudat. Foarte ciudat. Da, atunci nu aveți altă soluție decât să așteptați până vor veni ajutoare. Nu avem altă soluție? Avem un mormânt de explorat. Să știți că mormintele erau adesea înțesate de capcane mortale. Ei, și ce mai așteptăm? Nu! N-ar trebui să intrăm acolo. E o greșeală. Se va întâmpla ceva rău. Poate că e blestemat. Poate e frică să-și rupă vreo unghie. Arnold, ești bine, Naomi? Da, nu știu de ce am spus asta. Am avut iarăși acea presimțire ciudată. Poate din cauza zăpușelii. Cred că voi aștepta în autobuz, dacă nu vă supără. Ar fi trebuit să se întoarcă deja. Au! Doctore Mahdi! Hei! E cineva? Sebastian! Ah!
Arnold. Camera mortuară a lui Ikamu Kama. Cum e vremea acolo, stresat-o? O să se tot ia de tine până nu-i pui la punct. Trebuie să le câștigi respectul, Naomi. Nu voi câștiga respectul nimănui. Eu nu mă potrivesc aici. Sunt o ciudată. Știi cine a fost Ikamu Kama? Fica unui faraon. Un faraon care a fost aproape toată viața bolnav. Nu cumva îl chema Sebastian? Nu, dar ce e interesant este că a lăsat-o pe Ikamu Kama să conducă regatul. Și sfeșnicii faraonului nu o prea vedeau cu ochi buni din această cauză. Iar faptul că era timidă și liniștită n-a ajutat-o deloc. Într-o călătorie spre o provincie îndepărtată a faraonului, sfeșnicii și Ikamu Kama au fost prinși în capcană, înconjurați de dușmani. Ikamu Kama, fără ajutorul nimănui, i-a salvat pe cei ce se îndoiau de ea, salvându-le viețile și astfel câștigându-le respectul mult meritat. Ce e cu camionul? N-are nimic, dar ei nu știu treaba asta. Cum punem mâna pe parale, dispărem de aici. Da, dar nu sunt chiar paralele la care ne așteptam noi. Oricum nu avem de ales. Orice lucru antic e bun și cred că o să luăm un preț bun pe el. Gable, ajută-mă! Furăm mumia? Este un colecționar care ne oferă o sumă frumoasă. Ridică! Ce se... Este... Este... Grindel, mă voi ocupa eu de fată. Hei, stai, lasă-mă! N-am avut nimic de-a face cu asta. Arnold, ce se întâmplă? Încercau să jefuiască mormântul. Da, așa că stresata s-a dat drept mumie să-i sperie, dar a dat-o în bară și... i-a mai și înfuriat. Vești bune, Gable. Se pare că sarcofagul e gol. Sala e o scamatorie. Ikamu Kama și adevărata cu moară sunt altundeva, probabil păzite de capcane. Iar tu, domnișoară, ne vei conduce acolo. Arată-ne de unde ai asta. E din aur masiv. Ce? Eu niciodată nu... A fost un vis, doar un vis ciudat. Arată-ne comoara. Ce mai aștepți? Stați! Trebuie să fie o comoară ce merită păzită. Naomi ne va arăta drumul, iar tu acoperi spatele. Nu puteți face asta. Iar voi restul stați aici.
Mișcați-vă! Stresat-o? Să nu dai în bară și acum sau te... Fugi! Și acum pe unde ne vom întoarce? Te vei gândi mai târziu. Să mergem! Stați aici, mă duc după ajutoare! Trebuie să fugim! Înapoi? Nu, drept în față! Și nu trebuie să ne oprim! Când spui tu, Puștoaico! Acum! Afară! Acum! Bună treabă, domnișoară! Să ne continuăm drumul, bine? Care? Spune-ne care e drumul. Scuze, de tine avem nevoie la întoarcere. Grozav. Am trecut de capcane. Eu nu mi-amintesc de locul ăsta. Nici o problemă. Vedeți? Cum vă spuneam, nu mai sunt capcane, am scăpat. Acolo! Ai văzut asta? Arnold! Hei! Ajunge, nu mai înaintăm. Nu putem continua. Nici nu e nevoie. Naomi? Nu! Vă rog, trebuie să plecăm acum! Da, o să plecăm, cum să nu? Cu cât mai mult putem duce! Vă poruncesc să plecați! Ăsta e ultimul avertisment! Părăsiți încăperea asta sau veți plăti! Eu, Ica Mucama, vă poruncesc! E oare posibil? Naomi!
Să nu cumva să te apropii, te previn! Nu, nu aia! Întregul mormânt este ferecat. Haide! Naomi! Vino, arogantule! După câte ți-am îndurat, nu te las să cedezi acum. M-ai auzit? Atunci haide! Du-te! Dar... Du-te! Arnold, nu! E în regulă! Așa a crezut și el, vino! Haideți, haideți! Nu se poate! Fă cum vrei! Ce? Așteaptă! A fost scut pe ce? Da, dar a funcționat! Acum! Se închide! Grăbiți-vă! Cu toții afară, acum! Naomi, groapa! Naomi! Naomi! Arnold! Repede, Arnold, repede! Nu-i nevoie să-mi repeți! Dacă era mai înaltă, o parte din mine ar fi rămas înăuntru. Autobuzul, repede! Ce e cu Gable și cu Steel? Au rămas înăuntru. Trebuie să găsim ajutoare. Haide, pornește! Pornește! Bravo! Căutarea mormântului în care doi tâlhari au fost prinși în capcană a avut un final surprinzător. Cei doi criminali au fost găsiți în deșert, suferind de deshidratare. Ciudat. Foarte ciudat. Se așteaptă o însănătoșire completă, dar probabil că nu vom afla niciodată adevărata poveste. Dar ce ușurare! Bine, asigurați-vă că n-ați uitat nimic. Doctore Mahdi, povestea pe care mi-ați spus-o despre Ica Mucama și modul în care și-a câștigat respectul supușilor... Da, Naomi? Nu era adevărată, nu-i așa? Ați inventat-o. Se poate să nu fie adevărată Ica Mucama. Însă cred că e adevărată în privința ta, Naomi. Naomi? E doar scorpionul de ciocolată. Mereu îl sperie. Deci, Naomi a învățat că poate face tot ceea ce crede că poate. A dovedit chiar că poate fi cu mult deasupra celorlalți și că nu are nevoie de ajutorul unei mumii. Cât despre Gable și Steel, tata, au fost îngropați de vii. Cred că orice ticălos e terminat când îi sunt dezgropate planurile. Putem spune că și-au primit pedeapsa.